Volodymyr Zelensky a vizitat trupele ucrainene care luptă într-unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe frontul din Donetsk. El s-a întâlnit cu soldații din regiune și cu militarii răniți în luptă. Deplasarea președintelui ucrainean a avut loc în aceeași zi în care și Vladimir Putin a mers în Hersonul ocupat. Україна Верховна Олакомаюча. Це було складне нагородження вище. Командира туди не збирав кінцю. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a dus în localitatea Avdiivka, unul dintre cele mai contestate puncte de pe frontul din Donetsk. El s-a întâlnit cu comandamentul grupului operativ tactic din Donetsk și a discutat cu militarii din cadrul unităților de pușcași marini de asalt aeroportat și cu cei din brigăzile mecanizate și de artilerie. În plus, președintele ucrainean a înmânat distincții militare și a primit însemnele brigăzii 110 mecanizate. Localitatea Avdiivka a fost atacat aproape neîncetat de armata rusă încă de la începutul invaziei. Însă, în ciuda pierderilor uriașe, forțele ruse nu au reușit să ocupe orașul. În schimb, l-au transformat într-o ruină. Vizita președintelui ucrainean a avut loc în aceeași zi cu o deplasare a lui Vladimir Putin în Hersonul ocupat. În Herson, președintele rus Vladimir Putin a vizitat comandamentul regional din sud-estul Ucrainei și a discutat cu Mihail Teplinski, comandantul forțelor aeriene care operează în acea regiune. Rusia nu mai deține controlul întregii regiuni Herson încă din toamna trecută, atunci când Ucraina a lansat o contraofensivă majoră. Cu toate acestea, Moscova pretinde în continuare că regiunea este teritoriu rusesc. Din Herson, Vladimir Putin s-a dus la comandamentul din Lugansk, o altă regiune pe care o pretinde, dar pe care nu o controlează în totalitate.